Bună seara și bine v-a regăsit pe canalul meu de YouTube. Sunt Nicu și în acest material vom discuta despre acest tip de motor electric care poate fi utilizat ca generator în multe cazuri și acesta se numește dinam. De ce se numește dinam? Pentru că are o construcție asemănătoare cu motorul de curent continuu sincron. Observăm, avem un rotor aici care reprezintă partea mobilă a acestui timp de generator electric și o să-l prezentăm puțin. Avem, după cum observăm aici, aceste înfășurări bobinate pe același, practic pe același ax avem acest rând de tole. Indiferent de construcția motoarelor electrice de curent continuu, o să avem acest format. Adică miezul magnetic, colectorul de sarcini, axul mobil și bobinele bobinate concentric pe acest ax și între aceste tole, bineînțeles izolate între ele, și bobinele vor fi conectate întotdeauna la acest colector de sarcini. Acest colector de sarcini este conectat la rândul lui la un rând de perii, de regulă 2 sau 4 perii colectoare, care colectează sarcinile și le transmite în exterior la bornele generatorului de energie electrică. În cazul în care îl rotim, și o să observăm aici că atunci când îl rotim, acest microampermetru, am ales un microampermetru pentru că este foarte sensibil la acea mișcare foarte mică a rotorului. Observăm că la o mișcare foarte mică a rotorului acestui generator care e conectat la acest galvanometru se va obține o deviere foarte mare a acului. Acest galvanometru este de fapt un microampermetru, adică acest aparat de măsoară a milionimea parte din amper, adică 0,5 de 0 și 1 amperi, adică un microamper. Observăm aici că avem scală de 10, mic, 20, 30, 40 până la 50 de microamperi. Aceste aparate de măsoară a milionimea parte din amper. Practic avem aici, dacă avem 10 microamperi, înseamnă că avem 0,00001 amperi. Și de aceea am ales acest aparat de măsură, pentru că la măsurarea la turație foarte mică a acestui motor utilizat ca generator aici, putem observa la inversarea sensului de rotație, observăm că se inversează practic și polaritatea. Observăm polaritatea, ce reprezintă bornele plus și minus, care la rotirea în sens contrar întotdeauna această polaritate se inversează. Deci, practic, acest colector de sarcini, fiind mișcat, aceste bobine fiind mișcate în câmpul magnetic, creat de doi magneți permanenți conectați de o parte și de alta a miezului magnetic, aici, la o rotire spre stânga vom obține o polaritate, la o rotire spre dreapta vom obține inversarea polarității, adică plusul va deveni minus și minusul va deveni plus. Deci observăm aici. Și pentru a arăta, pentru că acest generator, în momentul în care îl rotim, o să aibă o turație mare, pe măsură ce crește turația, crește și curentul foarte mult și de aceea am montat o rezistență înseriată cu acest microampermetru pentru a reduce foarte mult curentul din circuit. Și pornim sistemul și observăm că avem și acest consumator, avem acest bec electric aici și acest bec electric se aprinde la o tensiune de 3,5 V, este un bec de 3,5 V și practic acest generator, acest motor de curent continuu pe care îl întâlnim la orice dispozitiv sau aparat care are un mecanism,
Totdeauna acel mecanism este acționat de un motor la un moment dat și acele motoare, indiferent de construcția tipică a lor, putem să le utilizăm rotindu-le, bineînțeles, ca generator. Și, practic, acel generator reprezintă un generator de curent continuu. Sau, cum îi mai spune, dinam. Și observăm că la o creștere a turației o să mărim și turația motorului care antrenează generatorul și observăm că la o mărire a turației crește foarte mult curentul și implicit tensiunea de ieșire. Deci, practic, crește puterea de ieșire. Și în momentul în care vom inversa polaritatea, acest aparat de măsură o să ne arate devierea polarității spre plus, adică sensul curentului se va schimba. Sensul curentului contrar, observăm aici că dacă inversăm bornele, vom avea o schimbare a polarității. Să îndepărtăm acest bec electric. O să observăm că avem o deviere în partea cealaltă a aparatului de măsură, a ampermetrului, mai precis a microampermetrului sau galvanometrului. O să ne uităm și pe osciloscop. În paralel cu acest aparat de măsură, la ieșirea generatorului, la ieșirea bornelor generatorului, vom conecta osciloscopul și o să vedem forma de undă a semnalului, pentru că forma de undă este un lucru, un indiciu foarte important în măsurarea atât a continuității curentului, pentru că trebuie să avem atât o continuitate cât și o uniformizare corectă a semnalului. Și bineînțeles că aceste generatoare numite și dinam au o, practic au o, un zgomot foarte mare, practic a curentului electric. Curentul electric practic are un zgomot și observăm aici că datorită acestor vârfuri pe care le produce, deci practic nu este netezit complet, este un curent deformat care îl produce acest tip de generator. Este un curent deformat, observăm. Să-l dăm mai desfășurat, mai desfășurat. Observăm că este foarte deformat. Și o să vedem imediat cum se... Haideți să dăm și pe o frecvență foarte mică. Și observăm că acest curent este foarte deformat la acest generator numit dinam. Și observăm că față de această, față de acest punct 0 avem o polaritate, adică partea cea mai mare a semnalului este în jos, ceea ce ne indică că avem o polaritate a curentului electric, adică curentul electric circulă într-un singur sens. Vom observa asta conectând un difuzor la ieșirea generatorului de curent continuu și o să observăm acest zgomot pe care îl vedem și pe osciloscop. Și deci practic aceste vârfuri, aceste devieri trebuie să fie netezite. O să dăm o amplitudine mai mare ca să le observăm mai bine. Și aceste vârfuri trebuie netezite. O să comutăm și pe curent continuu ca să observăm. Și observăm că aceste vârfuri care nu sunt uniformizate se aud în acest difuzor, acele denivelări. Practic la acele denivelări, dacă nu ar exista, difuzorul practic își va mișca membrana doar și nu se va auzi niciun zgomot. Condensatoarele au proprietatea de a netezi acel curent rezidual sau oscilant
pe care nu ne-l dorim, pentru că dacă alimentăm, de exemplu, un aparat de radio, se va auzi acel zgomot, va trece prin toate componentele aparatului de radio și se va reproduce în difuzor, și de aceea avem nevoie de un curent continuu, netezit, perfect. Și vom utiliza acest condensator și la conectarea condensatorului o să observăm semnalul pe osciloscop. Și practic o să-l observăm cu condensator și fără condensator. Haideți să luăm un condensator de capacitate mult mai mare, pentru că cu cât capacitatea unui condensator este mai mare, cu atât filtrarea, netezirea curentului continuu se va face mai bine. Și am ales acest condensator de 3300 de microfarazi. Și la conectarea acestuia vom observa pe osciloscop, la conectarea și la deconectarea lui, diferența de deviere a semnalului, practic a curentului electric produs de generator, de dinam în acest caz. Și acum este fără conectare și în momentul în care îl conectăm observăm că se netezește această formă de undă. Bineînțeles că ne-o dorim foarte netezită, din cât mai bine netezită. Cunoscând polaritatea putem să practic putem să conectăm o diodă redresoare aici la borna plus sau la borna minus și după acea diodă redresoare conectăm acest condensator. Încercăm și acest mic experiment, pentru că o să observăm că devierea se face mult mai practic acea filtrare a semnalului se face mult mai bine cu o diodă redresoare. De ce? Pentru că dioda redresoare elimină aproape complet acele semi-alternanțe negative sau pozitive care nu ni le dorim. În cazul în care vrem să avem aici plus, eliminăm, bineînțeles, conectând dioda cu anodul și cu catodul pe ieșire, adică cu catodul înspre consumator și înspre condensator, și vom filtra mult mai bine acele vârfuri care sunt pe acest osciloscop, le observăm. Bineînțeles că sonda osciloscopului o vom conecta în acest caz după dioda redresoare, partea de plus a sondei, iar partea de minus o vom conecta la borna minus de ieșire și observăm semnalul pe osciloscop, observăm că deja s-au atenuat foarte mult acele vârfuri și practic dioda redresoare ne dă aici, ne dă mult mai multă sarcină pozitivă aici și sarcinile negative sunt aproape, o să dăm pe o scală mai mare, observăm aici că s-au eliminat, o să dăm și pe o frecvență mică, foarte mică, și observăm semnalul aici desfășurat. Și bineînțeles la conectarea condensatorului electrolitic care filtrează foarte bine această componentă continuă, oscilatorie, pe care o avem la ieșirea dinamului, să conectăm aici și acest condensator electrolitic și în acest caz observăm că avem o netezire aproape completă a semnalului, practic a puterii electrice debitată de generator. Și o să dăm și pe o frecvență mare. Dăm și pe o frecvență mare, să observăm. Totuși încă mai există acele vârfuri. Acele vârfuri le putem elimina, bineînțeles, cu o bobină legată în serie cu această diodă de putere. Și acea bobină, bineînțeles, va avea un condensator electrolitic la intrarea în bobină față de masă și la ieșirea din bobină față de masă vom utiliza încă un condensator tot de aceeași valoare și vom netezi complet aceste vârfuri. Observăm aici. Și haideți să vedem și fără condensator ce se întâmplă. Așa, să vedem aici fără condensator. Haideți să-l deconectăm de aici. Condensatorul, îl deconectăm de aici. Așa, și observăm că dioda redresoare practic elimină doar o parte din semi-alternanța negativă, din curentul pulsatoriu negativ,
și de aceea ne trebuie o netezire a semnalului, să dăm și pe alternativ ca să observăm. Deci observăm că încă oscilează aici, deci practic această diodă redresoare doar taie vârfurile negative, dar nu le elimină complet, pentru că avem nevoie de o filtrare suplimentară a semnalului electric și semnalul electric fiind însuși puterea de ieșire a generatorului, adică a dinamului. Bun, sper că v-a fost de folos acest material video. Ne revedem în episoadele următoare cu lucruri cât mai interesante despre electrotehnică, electronică, aplicații ale surselor de energie, automatizări și alte lucruri care ne pot satisface pofta de cunoaștere sau ne pot completa cunoștințele. Iar acestea fiind arătate, vă doresc o seară faină în continuare și spor în tot ce vreți să realizați. Numai bine!